Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a organizat în perioada 5-28 septembrie o nouă sesiune a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Proba practică din această sesiune a fost susținută la Capela Bazei 86 Aeriană Borcea. În urma promovării probei practice, candidații admiși au participat la o serie de cursuri intensive de specialitate conform programei stabilite de Comisia de Pictură Bisericească. Cursurile au fost predate de profesori de teologie, istorici de artă, pictori și restauratori cu experiență deosebită. Cursurile pe care eu le susțin în cadrul examenului de autorizare a pictorilor bisericești vizează, pe de-o parte, istoria artei bizantine, iar pe de cealaltă parte, teologie icoanei ortodoxe. Prin ambele urmărim fixarea unui cadru teoretic foarte solid din punct de vedere iconografic, din punct de vedere al istoriei arte ecleziale și mai ales din punct de vedere al teologiei, înțelegerii teologice a icoanei. În cursul de istorie artei bizantine, având în vedere că cei care se autorizează sunt pictori care vor lucra în frescă, accentul cade pe ansambluri murale bizantine în fresc, pornind de la perioada, să spunem, paleocreștină, în care această tehnică milenară, de altfel, este dezvoltată în catacombele primelor secole, catacombele Romei, îndeosebi, apoi în perioada preiconoclastă, în cele câteva ansambluri murale păstrate în Italia și în Egipt, pentru ca accentul principal să cadă pe perioada comnenă, perioada paleologă. Iar cel de-al doilea curs de teologie a icoanei caută să îi deprindă pe pictorii care se autorizează în, să spunem, temeiurile teologice, dogmatice și liturgice ale cultului icoanelor, într-o serie de, să spunem, aspecte care vizează relația icoanei cu prototipul și, practic, definirea icoanei în esența ei, conturarea identității icoanei în relație cu un prototip sfânt. Comisia de examinare, formată din membrii ai Comisiei de Pictură Bisericească, a verificat astăzi cunoștințele candidaților atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, aceștia prezentând diferite lucrări. Patriarhia Română, prin intermediul Comisiei de Pictură Bisericească, organizează anual examenul de autorizare a pictorilor bisericești, examen care reprezintă etapa finală în parcursul activității de pregătire și formare profesională a acestora. Odată cu promovarea examenului, pictorii bisericești care au urmat perioada regulamentară de ucenicie și stagiatură obțin dreptul de lucru în lăcașurile de cult din Biserica Ortodoxă Română. Examenul constă în două probe, o probă practică eliminatorie, ce presupune realizarea unei picturi murale în termen de 5 zile, și o probă teoretică de evaluare a cunoștințelor dobândite în urma participării la cursurile intensive de specialitate. La disciplinele teologice, specialiștii își însușesc noțiuni de dogmatică, spiritualitate, liturgică, teologia icoanei și cunoștințe biblice, noțiuni ce îi ajută să înțeleagă și să conștientizeze, pe de o parte, rolul rezultatului muncilor în viața liturgică a bisericii, iar pe de altă parte, să reprezinte corect temele iconografice în lumina tradiției bizantine. Totodată, cu prilejul acestor cursuri, specialiștii asimilează informații despre istoria artei bisericești, atât cea universală cât și cea românească, despre modalitatea de realizare a unui program iconografic, despre temeinicia tehnicilor tradiționale și, nu în ultimul rând, despre posibilitățile actuale de conservare și de restaurare a ansamblurilor murale. Începând cu anul acesta, specialiștii parcurg și un curs de legislație aplicabilă în domeniul patrimoniului religios, care îi ajută să înțeleagă cadrul legislativ civil și cel bisericesc prin prisma principiilor fundamentale de drept. Candidații admiși la acest examen obțin autorizarea ca zugravi bisericești de categoria a patra provizoriu sau categoria a patra definitiv, fie pictori bisericești de categoria a treia provizoriu sau categoria a treia definitiv, fiind departajați în funcție de mediile obținute.